27 iunie 1884, Papa Leon al XIII-lea, prin scrisoarea apostolică Caein Christiani Nominis Incrementum, a ridicat vicariatul apostolic al Moldovei la rangul de episcopie. Este actul de naștere al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, continuatoarea în ordine cronologică a episcopiilor de Milcovia, Siret, Baia și Bacău. Întemeierea Episcopiei de Iași este un eveniment major în istoria Bisericii Catolice din Moldova, intrat atunci într-o nouă etapă a existenței sale, cu urmări atât de benefice pentru catolicii din această parte a țării, precum întemeierea, 2 ani mai târziu, a seminarului diecezan Sfântul Iosif, din dorința papei Leon al XIII-lea de a se forma clerul indigen pentru pastorația credincioșilor din Moldova. Primii episcopi de Iași, Nicolae Iosif Camili și Dominic Jacquet, au contribuit la dezvoltarea tinerei dieceze românești, organizând din temelii toate structurile și instituțiile pastorale diecezane, încurajând construirea de noi biserici și case parohiale, sprijinind dezvoltarea școlilor parohiale, a Institutului Diecezan Școlar Cipariu, a Institutelor de Educație Feminine patronate de călugărițele din Congregația Notre-Dame de Sion. De asemenea, după înființarea în anul 1895 a provinciei francescane Sfântul Iosif, episcopii de Iași vor sprijini în mod constant instituțiile școlare și culturale fondate de preoții francescani conventuali în Moldova, stabilind totodată relații de colaborare între preoții diecezani și francescani. La începutul secolului al XX-lea s-au pus bazele presei catolice din Moldova, odată cu înființarea publicațiilor Calendarul Catolic, Lumina Creștinului și Viața, prin contribuția apostolilor presei catolice, preoții Anton Gabor și Iosif Tălmăcel. În primele 3 decenii ale existenței sale, viața Episcopiei Romano-Catolice de Iași va fi dominată de uriașa personalitate a preotului Iosif Malinovski. Intrarea României în primul război mondial la 28 august 1916 a avut un impact copleșitor asupra vieții catolicilor din Moldova, deoarece războiul a creat numai suferințe, traume, pierderi de vieți omenești, sărăcie și altele. În această perioadă, la conducerea Episcopiei Romano-Catolice de Iași s-a aflat providențial o figură ilustră a clerului din Moldova, Monseniorul Ulderico Cipolloni, administrator apostolic. El va acționa în anii grei ai războiului în toate împrejurările, cu înțelepciune și diplomație, pentru a asigura continuitatea bisericii locale grav afectate de pierderile de vieți omenești, de tifosul exantematic, de numărul mare de văduve și orfani de război, de avarierea gravă a unor biserici și case parohiale, izolarea completă a parohiilor din zona frontului, imposibilitatea păstorului diecezei de a-și vizita credincioșii, problema arestărilor și internărilor preoților indigeni, atât din dieceza de Iași, cât și din arhidieceza de București, starea de nesiguranță provocată de evoluția nefavorabilă a luptelor, închiderea seminariilor și a școlilor catolice și rechiziționarea clădirilor acestora pentru a fi transformate de către statul român în spitale militare. Au fost ani în care preoții și credincioșii deopotrivă au făcut dovada curajului și a loialității față de patria lor, remarcându-se prin inițiative locale sau diecezane la efortul național de război. Orfelinatul pentru orfanii de război de la Hălăucești, unul dintre primele din țară, este un exemplu în acest sens. Pentru cinstirea memoriei eroilor catolici căzuți la datorie în marile bătălii pentru apărarea patriei, preoții catolici au ridicat la Adjuteni, Răchiteni și Rotunda monumente comemorative, primele de acest fel din România. O consolare neașteptată pentru catolicii din dieceza de Iași
a venit în anii războiului din partea regelui Ferdinand I, întregitorul, prezent duminica la liturghiile celebrate în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iași. Sfârșitul războiului i-a aflat pe catolicii din Moldova strâns uniți în jurul preoților, cu speranța unei păci îndelungate și a unei vieți libere și fericite, pe pământul lor strămoșesc, într-o țară reunită între fruntariile ei firești. Au urmat două decenii de pace, prosperitate și descătușare a energiilor creatoare, perioada în care la conducerea Episcopiei Romano-Catolice de Iași s-au aflat episcopii Alexandru Teodor Cisar și Mihai Robu. Numărul credincioșilor a crescut semnificativ odată cu realipirea la dieceza de Iași a parohiilor din Basarabia și Bucovina de Nord, au fost construite noi biserici și case parohiale, au fost create noi instituții social-caritative, școlile catolice au cunoscut perioada lor de maximă dezvoltare, inclusiv seminarul și Academia Teologică Sfântul Iosif, Institutul Presa Bună cunoaște o dezvoltare fără precedent, impunându-se în peisajul cultural al Iașului. Viața pastorală s-a reanimat, păstorii diecezei, efectuând vizite pastorale în toate localitățile catolice, într-un teritoriu al acesteia dublu față de anul 1916. Evenimentul simbol al acestei binecuvântate perioade din istoria bisericii locale a fost hirotonirea celor 33 de preoți din celebra promoție a anului 1939. De asemenea, au rămas în conștiința și memoria locuitorilor capitalei Moldovei procesiunile Corpus Domini, desfășurate anual pe traseul Catedrala Adormirea Maicii Domnului, Institutul Notre-Dame de Sion. În perioada interbelică s-au cimentat și puternice legături culturale și spirituale între Episcopia Romano-Catolică de Iași și Arhidieceza Romano-Catolică de București, inclusiv prin statornicirea schimburilor de seminariști și conlucrarea în diverse proiecte culturale, mediate de cei doi păstori, Alexandru Teodor Cisar și Mihai Robu. Anul 1940 a fost critic pentru Episcopia Romano-Catolică de Iași, ca de altfel pentru întreaga țară, România pierzând atunci teritorii istorice precum Ardealul de Nord, Bucovina de Nord și Basarabia, în urma înțelegerilor dintre statele totalitariste ale epocii. În acest context, 30.000 de credincioși catolici de etnie germană din Bucovina vor fi repatriați forțat în Germania, alături de alți 3.000 din Dobrogea. În acești ani, când România și întreaga Europa se aflau sub norii negri ai războiului, episcopul Mihai Robu va fi o prezență activă în dieceză, fiind mereu aproape de seminariști, de preoți și de credincioși, reușind să fie prezent în toate parohiile cu prilejul vizitei canonice din anul 1943. În anul următor, din cauza evoluției nefavorabile a războiului, la ordinul guvernului Antoneștian, episcopul va părăsi Iașiul, evacuându-se la Beiuș, unde va trece la cele veșnice, la 27 septembrie 1944. Ca întotdeauna în momentele de cumpănă ale Episcopiei Romano-Catolice de Iași, la conducerea acesteia a venit o personalitate salvatoare, episcopul Marcu Glaser. Acesta are meritul de a fi refăcut structurile diecezane grav afectate de război și de ingerințele guvernului comunist instalat de ocupanții sovietici. A redeschis în vechiul local ființa episcopală cursurile seminarului Sfântul Iosif, precum și principalele școli și institute de educație catolice, a asigurat continuitatea activității parohiilor,
a fost alături de populația catolică grav afectată de seceta din anul 1946, de foametea provocată de aceasta, de sărăcirea tot mai accentuată provocată de regimul represiv comunist. Episcopul Marcu Glaser însuși a constituit o țintă a sovieticilor, fiind salvat in extremis prin intervenția energică a nunțiului apostolic Andreea Casullo. . 5 aprilie 1948. În catedrala Sfântului Iosif din București este consacrat noul episcop de Iași, Anton Durcovici. Toate speranțele și nădejdea catolicilor se îndreaptă spre noul păstor al diecezei de Iași, devenit un nou semn al providenței divine, deoarece misiunea sa va fi aceea de a conduce biserica locală în vremurile grele ale persecuției declanșate de regimul comunist ateu. A condus dieceza de Iași doar un an și două luni, timp în care a vizitat aproape toate parohiile, inclusiv parohiile din Oltenia. Mesajul transmis de episcopul Durcovici credincioșilor săi a fost unul simbolic: aduceți-vă aminte mereu că sunteți catolici. Va fi declarat de comuniști un obstacol în calea instaurării socialismului în România, plătind cu viața crezul său catolic și fidelitatea sa față de Dumnezeu și biserică. Odată cu dispariția episcopului Durcovici în închisorile securității, părea că toate speranțele la libertate ale catolicilor se prăbușiseră. Nu a fost însă așa, deoarece în fața represiunii nemiloase, satele catolice au făcut proba rezistenței prin credință, așa cum s-a întâmplat la Sacna, Faraoani, Fundul Răcăciuni, Prăjești, Tămășeni, Oțeleni, Butea, Răchiteni și Cleja. Acțiunea de autoapărare a satelor catolice a fost catalogată de către doamna Lucia Hosu Longin, realizatoarea serialului Memorialul Durerii, drept unică în istoria rezistenței anticomuniste din România. Rând pe rând vor da proba eroismului cei mai apropiați colaboratori ai episcopului Durcovici, precum episcopul Marcu Glaser, asasinat de securitate, sau tânărul vicar de la parohia Iași, Dumitru Sandu Matei, împușcat la Jilava. Dieceza romano-catolică de Iași a pierdut după anul 1948 nu numai instituții și bunuri, ci și un mare număr de fii ai săi, preoți, maici și credincioși deopotrivă, cei care aflați în linia rezistenței anticomuniste prin credință, au ținut flacăra aprinsă a credinței catolice. Zeci de preoți au fost arestați de securitate, cei mai mulți fiind condamnați în procese politice de către o justiție total aservită unui regim criminal. L-a urmat pe episcopul Durcovici pe drumul martiriului preoții Anton Bișoc, Vasile Gabor, inginerul Romuald Ruș, dascălul Anton Benchea, bătrânul Anton Maier, tânăra Anița Gherghelaș. Succesorii episcopului Durcovici, la conducerea diecezei, ordinarii substituți Gheorghe Peț și Wilhelm Clofanda, au urmat exemplul păstorului lor. În pofida pierderilor grele suferite de dieceza romano-catolică de Iași în perioada 1948-1964, aceasta și-a continuat existența sub păstorirea preotului Petru Pleșca, ordinarius substitutus, numit în anul 1965 episcop. După anul 1964, regimul comunist va supune dieceza la noi presiuni și forme de persecuție, precum limitarea până la reducere a legăturilor cu Sfântul Scaun, izolarea diecezei și a credincioșilor de lumea catolică din vestul Europei, împiedicarea exercitării activităților pastorale și liturgice, controlul polițienesc și supravegherea activității preoților, lipsiți de libertatea de a predica liber, de a deține presă catolică, de a efectua cateheze cu tinerii și multe altele. Acordarea cu multă dificultate și după eforturi susținute a autorizațiilor pentru refacerea și construirea de biserici s-a făcut uneori cu un preț mare, până la sacrificiul suprem, așa cum a fost cazul preotului erou de la Adjudeni, Dumitru Adămuț.
Misiunea de a conduce dieceza în anii teribili ai dictaturii ceaușiste i-a revenit monseniorului Petru Gergel, care a asigurat păstrarea și manifestarea trăirii religioase a credincioșilor în pofida acțiunilor concertate ale regimului împotriva bisericii. În acest mod, persecutorii bisericii au fost anihilați de zecile de mii de credincioși care la Iași, Bacău și în toate centrele parohiale, sfidând autoritățile comuniste, luau parte la liturghiile duminicale, transformând curțile bisericilor în adevărate prelungiri ale spațiului sacru. Imaginea bisericilor, pline până la refuz, cu credincioșii aflați în căutarea mângâierii și a speranței în Domnul, era dovada clară că regimul comunist pierduse bătălia cu biserica. Vor veni zile fericite și pentru acest popor român care suferă așa de mult. Sunt cuvintele cu care își încheia cursul veții marele nostru erou și episcop Anton Dulcovici în anul 1951, cuvinte cu care și-a început discursul de la liturghia de consacrare episcopală preasfințitul Petru Gergel la 1 mai 1990. Momentul din anul 1990 era nu numai unul de evocare istorică, emoționantă, ci și unul de continuitate clară cu trecutul diecezii și de angajarea noului păstor al diecezii că va pune în practică testamentul spiritual lăsat nouă de episcopul martir, cel care prorocise pentru noi recăpătarea libertății și venirea unor zile sfinte, fericite și atât de mult râvnite de generațiile care înfruntaseră comunismul. Numirea și consacrarea episcopului Petru Gergel în anul 1990 a fost unul dintre multele evenimente fericite petrecute în dieceza de Iași în ultimile 3 decenii. Lista acestora este lungă, fiind jalonată de momentele istorice ale vizitei la București în mai 1999 a Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea, iar la 1 iunie 2019 la Iași a Sanctității sale Papa Francisc, de consacrarea la 8 decembrie 1999 a episcopului auxiliar Aurel Percă, iar la 6 august 2019 a episcopului diecezei, excelența sa Iosif Păuleț, momentul beatificării episcopului martir Anton Dulcovici la Iași la 17 mai 2014 și multe altele. În cele 3 decenii de libertate, catolicii de pe teritoriul diecezei de Iași au continuat să-și exprime recunoștința față de jertfa înaintașilor, precum și curajul în credință și fidelitatea lor față de moștenirea primită de la înaintași, credința în Dumnezeu. Acest lucru îl vor face cu siguranță și generațiile viitoare.